Bun găsit! Sunt Andreea Brașovean și sunt gazda dumneavoastră la podcastul Epic Talk. Vă propun, împreună cu pagina de psihologie, câteva întâlniri prietenoase și interesante în care discutăm cu invitații noștri despre relațiile importante din viața lor, dar și a noastră, a tuturor. Fie că e vorba de relația pe care o avem cu partenerul de viață, copiii, comunitatea sau relația pe care o avem cu călătoriile și cumpărăturile, toate fac parte din viața noastră și ne ajută să ne dezvoltăm. La pagina de psihologie punem accent pe inteligența relațională, pentru că studiile moderne spun că cel mai important factor pentru sănătatea noastră fizică și psihică și pentru atingerea succesului în viață este reprezentat de relațiile în care ne implicăm zi de zi. Invitatul de astăzi este unul dintre actorii cei mai prezenți pe scenele teatrelor din România. Este angajat al Teatrului Național, dar are colaborări cu multe alte teatre de stat și independente. Este foarte implicat pe plan social și civic. Stăm de vorbă astăzi cu Marius Manole. Bun găsit, Marius! Bine v-am găsit! Mulțumesc că ai venit la podcastul Epic Talk. Cu drag! Ești foarte deschis în general și astăzi îți propunem să vorbim despre emoții, despre relația cu emoțiile, mai ales că ești actor. Bine, nu trebuie să fii neapărat actor ca să vorbești despre emoții și să le simți, mai ales în această perioadă. Cum o trăiești tu? Eu sunt un om care am emoții tot timpul. Adică am emoții de când mă trezesc și până mă culc, nu știu de ce, n-am înțeles niciodată de ce, dar am emoții tot timpul, practic. Așa că am ajuns să le stăpânesc destul de bine. Mă rog, asta cu scena pentru mine e cea mai mică problemă. Pentru mine viața e dificilă să trăiesc în afara scenei. Pe scenă emoțiile știu foarte bine cum să le controlez. În viața e mai complicat că eu fiind destul de aerian, așa, sau nu știu cum să spun, nu sunt cu picioarele pe pământ. Artist. Sau poate nu știu că sunt cu picioarele, sau poate așa îmi place să cred că nu sunt cu picioarele pe pământ. Asta poate fi folosită și ca o scuză când nu ți ies lucrurile, să spui că tu ești mai artist. În viața am mari probleme pentru că am emoții de la condusul mașinii până la orice, absolut aproape orice. În perioada asta, că am ajuns la perioada asta, eu am traversat-o mult mai ușor, cu mai puține emoții, ca să fiu sincer, pentru că am stat și foarte mult în casă, sunt departe de scenă de vreo niște luni bune, iar în perioada asta am ales să nu mă panichez deloc, să nu mă încrâncenez și să nu fac gânduri negre, am ales să fiu curios. Adică pur și simplu sunt foarte curios cum va fi, cum va fi viața mea, viața noastră mai departe. Și dacă odată îmi făceam planuri, eram genul care visam, de fapt, îmi făceam planuri cum o să fie peste 3 luni, că o să am turneu, că o să mă duc, că o să fac, că să mai fac un spectacol, că nu știu ce o să fac, să cumpăr, să achiziționez. Da, eu sunt un mare cumpărător. Acum nu mai fac planuri. Pur și simplu fiecare zi o iau, știi, Oana Pele avea o replică în Oscar Ștantiroz, zice așa, viața e pe zile. Și chiar așa e, adică avem ziua de azi, hai să vedem ce se întâmplă azi. Până mâine mai e o veșnicie, până mâine se schimbă lucrurile, vezi, se schimbă lucrurile de pe o zi pe alta. Și piesa asta chiar ne învață cum să ne bucurăm de fiecare zi. Da. E chiar un spectacol care mi-e foarte drag și care, de la care plec de fiecare dată după ce îl joc foarte eliberat, nu știu cum, și foarte ușor așa. Că îmi dau seama că lucrurile sunt pe lume sunt foarte necontrolabile într-un fel, că noi suntem foarte fragili și că realmente trebuie să te bucuri de clipa asta. Sigur că noi uităm, de fiecare dată uităm și ni se pare că suntem nemuritori, nu știu de ce, Dumnezeu, poate că ar fi complicat să trăim cu gândul ăsta că suntem muritori, știi? Dar uităm, dar din când în când e bine să vină cineva să spună, băiatule, ai ziua de azi, ai ora de azi, ai întâlnirea asta, nu știi niciodată ce va fi, deci trăiește! Așa că am renunțat să-mi fac planuri, trăiesc, iau viața pe zile, pe fiecare zi. Sunt curios ce mi se întâmplă, când mă trezesc dimineața, sunt foarte curios ce mi se întâmplă. Am perioada asta, am vrut, am reușit, mi-am dorit să am simțit nevoia să-mi fac frumos acasă. Asta am făcut și eu, da, și cred că foarte multă lume. Să reamenajez, să aduc lucruri care să încălzească
cumva casa, spațiu, am mai luat o pisică, erau două și un câine, acum sunt trei și un câine. Mă rog, eu eram un om care, la mine casa era un hotel, practic veneam și plecam, nici nu mai apucam să fac nimic în ea. E, iată că acum eu sunt și balanță, nu știu dacă are vreo relevanță, nu știu dacă înseamnă ceva, dar pentru balanțe, din câte am citit, casa, locul unde petrece timpul e foarte important, chiar dacă stă puțin acolo. Și atunci am reușit să fac asta cu casa. Am reușit să chem prieteni pe la mine, poate după vreo 2-3 ani din care n-am mai făcut asta, pentru că nici nu aveam timp și nici nu simțeam nevoia acasă, după ce eram înconjurat de oameni toată ziua, să mai chem și acasă oameni. Dar iată că poate că asta se... Poate că ne vom întoarce la ceaiul de la ora 5, la cinele de acasă. Vrem, nu vrem, cred că vom Da. fi Dar obligați. cred că multe lucruri s-au câștigat cu pandemia Asta asta. voiam să te întreb, dacă vezi și anumite plusuri, anumite lucruri bune pe care le învățăm în această perioadă. Cred că depinde de la om la om, depinde că suntem foarte diferiți, nu se aplică nicio regulă, dar eu pot să vă spun că am învățat așa. Am învățat că pot să-mi iau timpul de care am nevoie dacă vreau să-l iau, pentru că până la urmă lucru cel mai prețios, sau nu știu cum să spun, ce e cel mai prețios e timpul. Asta nu poți să câștigi și nu poți să cumperi. În rest, orice poți să rezolvi. Deci timpul meu am învățat că e important. Am învățat că nu am nevoie de 1.000 de haine și că să nu mai cumpăr aiurea. Pijamalele sunt de ajuns. Pijamale sunt de ajuns, deși, uite, ascultam pe cineva care spunea, nu e bine, chiar dacă stai în casă, să stai în pijamale, Exact, exact. pentru că nu e bine, te uiți Pentru pe tine. psihic, Da, da. și pentru că trebuie să ai grijă de tine și e frumos să scoli dimineața, să-ți faci dușul să-ți faci rutina zilnică, să te îmbraci într-o pereche de blugi, o cămașă largă sau un tricou și să, chiar dacă lucrezi de acasă, să fii viu, Și ai adică simțit asta în pandemie, de exemplu? Ai avut zile în care ai stat în pijamale și zile în care Am te-ai avut aranjat și te-ai și simțit diferit? într-adevăr e de adevărat, pentru că pijamaua te duce spre canapea, canapeaua te duce spre somn, somnul te duce spre letargie și uite așa devii deprimat, pare că afară nu mai e soare și că pe strada ta nu va ieși oricum soarele, pe când dacă ești în așa, plus că stă blugul și, mă rog, haina de stradă, dă tot timpul senzația că poți să ieși oricând, adică imediat poți să ieși, știi? Așa că asta cu hainele am mai diluit așa cu mine. Ce am mai învățat? Asta cu casa, că e frumos acasă. Am făcut o curățenie mare în ceea ce privește oamenii din jurul meu. Am dat un Așa. pic la o parte oamenii care erau consumatori de energie, mâncători de energie. Se cheamă cumva în psihologie, dar eu nu mă pricep. Așa, am lăsat doar oamenii care aveam nevoie și e adevărat că am căutat oamenii optimiști, oamenii care n-au nevoie tot timpul de compasiune, că majoritatea oamenilor au nevoie de compasiune și te Să sună aibă cui să se să aibă plângă. cui să plângă. Eu am destule probleme pe ale mele, nu mai am putere chiar, adică unul, doi pun să, dar la mine erau mulți, așa că am păstrat oamenii solari, oamenii care sunt, chiar dacă au probleme, le împachetează într-un fel sau le rezolvă sau ți le Nu privesc povestesc. viața cu mult pesimism. Exact, sau ți le povestesc când le-au rezolvat și spun ce soluții au abordat, adică ce au găsit, știi? Și asta poate că te ajută și pe tine. Mă rog, am păstrat puțini oameni. Dar cum ai făcut curățenia asta? Prin discuții. Am discutat și am spus, cred că suntem într-un moment în care trebuie să luăm o pauză. Din A, prietenie, deci nu din... ai ocolit, pur și simplu ai avut discuții. Asta e altceva ce am învățat în perioada asta. Eu eram un om care nu puteam să spun nu. Și care aveam tendința tot timpul să bag probleme sub preș, cu gândul că se vor rezolva. Asta oarecum se vedea pentru că era implicat mereu în foarte multe proiecte. Da. Tot de aici se trăgea asta? Da, oricum nu-mi dădea mult timp pentru mine și atunci nu mai aveam și putere să, după ce aveam atât de jucat și de umblat prin țară, nu mai aveam putere să și rezolv probleme de ordin personal sau să ceea ce privește relațiile interumane. Dar am început să am curajul să zic, mă rog, una peste alta am descoperit că curajul e una din calitățile pe care trebuie să le ai în perioada asta. Trebuie să ai curaj. Curaj să te reinventezi, curaj să înfrunți vremurile, curaj să înfrunți oamenii, curaj să-ți înfrunți problemele. Curaj, chiar despre curaj e vorba.
Și acum am învățat să spun nu. Adică pur și simplu spun nu și nu mă mai simt vinovat. Pentru că înainte mă simțeam, mai spuneam nu, dar mă simțeam vinovat, după care chiar ajungeam la stadiu în care îți dau telefon, spun iertați, m-am zis nu, dar poate că trebuia să spun da, haideți să fie da și așa mai departe. Acum nu, acum am vorbit matur și cu prietenii de care m-am despărțit, dar cred că e momentul să nu ne mai facem bine. Eu zic că e o perioadă în care poate luăm o pauză, ne liniștim, vedem cum se întâmplă lucrurile și mai continuăm sau nu mai continuăm, dar fără nicio supărare, fără nicio încrâncenare, fără să ne certăm, fără să ne... Care au fost reacțiile? Apropo de emoții. Unele au fost, mă rog, cu lacrimi și cu suspine și mi-a fost greu să nu plec capul și să zic, de fapt, nu, hai să ne împăcăm din nou, că nu știu ce. Dar până la urmă, na... E mult mai complicat să trăiești cu un da spus aiurea, pentru că nu ai avut curaj să spui nu, decât cu nu ăla pe care l-ai spus, ți-l asumi și mergi mai departe. Asta e, mergi mai departe. Nu știu cum mergi mai curat și mergi mai cinstit. Și nu mai ai gândul ăla. Eu tot timpul aveam gândul ăsta că, aoleu, trebuie să mă duc să fac aia. De ce n-am spus nu? Aoleu, trebuie să mă întâlnesc. De ce n-am spus nu? Aoleu, dar n-am timp. De ce n-am spus nu? Știi, acum spun nu, fără nicio jenă și aia e. Merg mai departe și acum... Știi, am descoperit tot în perioada asta, că am avut mai mult timp, am descoperit că nu ăla nu-l spuneam doar pentru că voiam să mă placă lumea și să mă iubească cu orice preț și să nu gândească nimeni că aș fi un om rău sau că aș fi un om... Dar asta nu e treaba mea, adică n-am de ce să mă încarc eu cu mine, să pun o presiune pe mine aiurea doar de dragul de a face pe plac celor din jur. Dar te întreb și din cealaltă direcție. Ai simțit că spunând nu... unor anumite proiecte sau, nu știu, unor cerințe ale prietenilor sau ale colaboratorilor, că s-au îndepărtat ei singuri pentru că tu ai spus nu, chiar dacă poate tu nu voiai să-i scoți din viața ta, dar erai omul bun și prietenos pentru că spuneai întotdeauna da și erai la dispoziția lor. Da, ai simțit asta? Da. Și am simțit supărări aproape comice pentru că, știi, de exemplu, sunt unii oameni care au nevoie de tine pentru că fac niște proiecte ONG-uri sau, știi, și te cheamă să vii odată, să spui o poveste, te mai cheamă odată să vii la nu știu ce conferință, te mai cheamă, te duci. La un moment dat spui, mă, iertați-mă, tura asta spun pas. Dar nu te mai gândești? Nu, am zis pas că sunt într-o perioadă grea din viața mea sau vreau să stau liniștit sau pur și simplu nu am chef să fac asta acum. Păi da, copiii au nevoie de tine. Da, dar cea mai mare nevoie de mine o are copilul din mine și hai să-i dau și lui partea lui și liniștea lui că aia e. Că dacă eu nu sunt bine, degeaba fac pentru că eu mă duc, spun pentru copii și eu vin acasă și mă dau cu capul de oglindă, de nervi și de stres. Deci nu e mai bine. Dacă vreți să încerceți, bine, dacă nu, nu. Și simți urmă, atunci bine, vă mulțumim frumos, asta e, înțelegem, la revedere. Da, știu că e. De-a lungul timpului te-ai implicat în foarte multe cauze, da, oamenii și nu... copii, și animale, eu câini. Acum mi-am dat seama, cumva intuiam, dar acum am înțeles mai bine faptul că oamenii te folosesc, chiar și în cauzele astea nobile. Și atunci când tu nu le mai ești de folos, pur și simplu nu mai ești de folos și nu le, adică, știi? E ciudat pentru că e o zonă în care lumea ar trebui să fie mult mai darnică și mult mai înțelegătoare și mult mai empatică. Că nu de-aia facem toate caritabile și de-aia evenimente și încercăm să ajutăm. Dacă nu mai poți să ajuți, nu mai poți. Adică n-ai găsit înțelegerea pe care tu ai oferit-o exact, în momentele exact, în care ai ajutat. Da. Și lumea e foarte reticentă la genul ăsta de reacție. Adică poți spune că tu chiar ai învățat niște lecții importante în această perioadă. Da. Am mai și citit un pic, uite, chiar acum citesc o carte, Curajul de a nu fi pe placul tuturor, cred că se cheamă. Eu, acum trebuie să înțelegem, eu mare preț nu pun pe cărțile astea motivaționale așa. Dar știi, uneori găsești niște lucruri atât de evidente, pe care atât de simple. Cred că poți face singur o selecție din ceea ce citești, da. Place și ce crezi că poți aplica. Dar sunt uneori niște idei care cumva la care te gândeai, dar nu n-ai reușit să le pui în cuvinte, să n-ai reușit să le clarifici. Și întâlnești așa câte o frază de asta care pur și simplu parcă ți-a un vâl de pe ochi, zici, da mă, asta e, da. Păi despre asta era vorba. Adică, știi? Da, tot pentru că am avut mai mult timp. Cum ai descrie conceptul de emoție? Pentru că sigur sunt români care nu recunosc emoțiile, pentru că nu au discutat despre asta, de multe ori le-au ocolit, au ocolit tot felul de stări, de emoții da, pe acum care le-au emoțiile, depinde, și furia e o emoție, și
tristețea e o emoție și melancolia e o emoție și iubirea și, mă rog, când începe să-ți bată inima mai tare decât trebuie, bine, nu dacă alergi, dacă faci fitness, dar... Ai emoții și atunci că îți dă o stare bună. Da, ai, acolo e serotonina care se liberează. Păi, na, pentru mine... Noi, de fapt, oamenii suntem un fel de emoție, suntem energie și emoție dincolo de trupul ăsta care, mă rog, în care locuim noi așa, suntem asta, suntem, nu? Gândurile noastre generează emoții, nu? Ajunge un gând, o amintire și dintr-o dată îți dau lacrimile și de bucurie sau de tristețe, furia din trafic, empatia față de un copil sau de un câine pe stradă sau de un bătrân, felul în care trăiești un eveniment important, cum aștepți un examen, când te uiți la un film, când citești o carte, când ești cu un prieten, totul e emoții. Ne poți spune când ai plâns ultima oară? Oh, eu plâng des. Da? Eu plâng foarte des. Ultima oară am plâns, am văzut acum 2 zile, am văzut filmul Judy, Viața lui Judy Garland, și am plâns mult. Am plâns pentru că e un film care vorbește despre artiști, despre viața actorilor, artiștilor și despre nevoia asta lor aproape bolnăvicioasă și de care ei nu pot scăpa, e un drog ăsta, nevoia asta de public, știi? Și chiar atunci când nu mai suporți scena și nu te mai suporți pe tine și nu mai vrei să apari în lumina unui reflector sau pe cameră, pe sticlă, pe așa, ceva din tine nu te lasă și te duce, te trăște efectiv să fii în ochii publicului, știi? E o boală. E o boală, eu cred că asta e o boală și cred că trebuie rezolvată la psiholog. Și filmul despre asta vorbește, despre cum toată viața acestei femei, extrem de talentate, geniale, pur și simplu a fost abandonată în favoarea publicului și a nevoii ei de a fi pe scenă. Și ce era cel mai dureros este că, exact ce spuneam, când publicul are nevoie de tine, te adoră și te... ține în brațe și te poartă pe brațe, iar atunci când tu faci o greșeală, oricât de mică, tot el cel care aruncă cu roșii, imediat în secunda 2, fără să conteze nimic din faptul că ai fost, ai muncit, alte ori ai fost foarte bine, ai trăit pentru ei, știi, imediat publicul e cel care sancționează. De unde tragem concluzia? Că în viața unui artist, publicul ar trebui să fie ceva... cumva neimportant, nu știu cum să spun, adică important e că tu ai de spus ceva pe scenă, dar nu trebuie să fii dependent de public, dependent trebuie să fii de familie, de prieteni, de lucrurile stabile și nu cele înșelătoare, că faima, gloria, succesul, strălucirea, publicul, aprecierea publicului, aplauzele, sunt lucruri care dispar și care sunt foarte înșelătoare și pentru care tu, ca artist, ești în stare să-ți dai viața crezând că acolo e eternitatea. Dar ți s-a întâmplat și ție? Da. Ai trăit astfel de sentimente? Eu am trăit până acum un an tot timpul. Eu am crezut că viața mea e teatru și scena și că orice sacrificiu merită și chiar viața mea merită să o sacrific pentru țelul ăsta înalt, crezând că eu voi intra în istoria teatrului și crezând că voi face mare asta carieră. Asta cred că deja s-a întâmplat. Mă rog, acum pentru în momentul poate ăsta că nu ai mai tu important. Alte așteptări. Nu, dar am sacrificat viața pentru teatru și nu cred că a fost cartea câștigătoare neapărat. Adică acum îmi dau seama și slavă Domnului că mi-am dat seama la 42 de ani că nu e cartea câștigătoare. Cartea câștigătoare, viața e în altă parte, nu e la teatru. La teatru e meserie, ca oricare altă meserie, pe care ți-o faci mai bine, mai prost. Bașca că acum, fiind numai noi între noi, fără să ne audă nimeni, publicul nici nu-și dă seama tot timpul cât ești de bun sau cât ești de prost. Adică am niște surprize foarte mari. Și atunci chiar nu pot să-mi pun viața în mâna publică. Adică ți s-a întâmplat într-o zi când simți că ai dat totul din tine și că ai fost într-o formă foarte bună să spună anumiți oameni din da. Public că nu ai fost bun da, și da, într-o da, zi da. În care da, poate da, ai uitat da, replici, da, da, da. Nu da, da, erai da, da, da. atent. În foarte multe cazuri mi s-a întâmplat. Pur și simplu, uite, un serial pe care l-am făcut acum și mă uit la comentarii de curiozitate. E ceva înfiorător. E fiorător cum oamenii nu fac diferența între tine și personaj, între faptul că ai o ficțiune și nu e viața ta. Adică te înjură că i-ai tras o palmă personajului. De ce ai bătut-o pe oameni buni? Bine, începe să vadă lipsa de cultură din România din ce în ce mai tare, adică ultimii 30 de ani care au stricat. Adică oamenii ăștia chiar cred că tu ești da. Omul acela din da. Serie da, 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 și... da, 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 da. Cum v-ați permis să vorbiți așa cu Xulescu? Scuzați-mă?
Da, mă rog. Dar tu te Dar... consumi cu lucrurile astea, le Nu, nu, răspunzi? nu, 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 nu răspund. Doar te minunezi. Nu, eu mă consum pentru că îmi dau seama că lumea noastră a căzut foarte rău și că oamenii pentru care noi facem ce facem nu mai au niciun fel de reper și că, de fapt, nu le mai trebuie lucruri înalte sau care să-i înalțe pe ei, care să-i modifice, care să-i schimbe. Lor le trebuie influencerii pe care îi avem în ziua de azi, care le arată cum se trezesc ei dimineața din pat și cum își pun primul fond de ten pe față și cum lor asta, oamenii au nevoie să nu gândească, să nu mai gândească. Deci nu vor realitatea? Vor sau vor o realitatea, dar realitate machiată? O realitate machiată, o realitate în care să nu gândească, să nu fie. Adică la, când te uiți la un băiețel care își plimbă un câine cu barca și după aia l-aruncă în apă și nuată și foarte drăguț. Eu, mie chiar îmi place de băiatul ăla, n-am ce să-i reproșez. Nu-l urmăresc, că nu, e target, nu sunt targetul lui. Bine, cred că el știe ce public are, care-i ținta atunci și cred mai, că și el se amuză. Atunci e mai înfiorător. Nu cred că se amuză. Dacă face asta, înseamnă că e foarte responsabil pentru ce are în jurul lui. Nu. Nu cred că niciun om care știe ce face, nu poți să-i dai prostimii prostie. Că atunci ești unul de-ai lor, nu ești cu nimic mai presus. Nu. Poți să faci în așa fel încât să le dai, dar să și ajuți să crească într-un fel. Nu poți să-i lași în mocirlă doar de dragul de a câștiga bani. Adică eu nu pot, acum poate el poate, nu știu. Dar vor oamenii să crească? Din ce ai observat? Nu, dar trebuie să-i obligi. Nu, nu vor. Nu, e foarte comod să... E ca mersul la școală, nu totdeauna vor copii în clasa întâi exact. Să meargă la școală, dar totuși exact, da. Trebuie să facă. Nici noi nu vrem multe lucruri să facem. Și mie mi-e lene să citesc o carte. Că nu, dar pun mâna pe carte și știu că trebuie să citesc 50 de pagini pe zi, că altfel o să mor prost. Și așa o să mor prost, dar nu te... da, nu, glumim acum, dar e un pic înspăimântător unde se îndreaptă România. Că, mă rog, lumea aproape toată, dar România pentru că am stricat mult. Vorbeam la începutul prezentării despre faptul că ești implicat pe plan social, civic și te-am văzut de multe ori ieșind în stradă și am văzut și în piesele de teatru mesaje transmise în 2018-2019 pentru că anul ăsta a fost ca mort. În Richard al III-lea te-am văzut în Pădurea Spânzuraților, piese cu mesaje da, în această zonă. Care cumva se potriveau perfect pe situația țării din momentul ăla. Și Richard III vorbește despre un dictator cum la noi era. A existat unul pe cale de a se face mare, doar că norocul, nu știu, o stea, Dumnezeu, habar n-am cine, l-a pus pe pauză. Pădurea Spânzuraților începe cu un monolog foarte frumos apropo de țară și de a schimba țara și despre eroi și ce mai înseamnă revoluțiile în ziua de azi și ce mai înseamnă poporul și puterea poporului și războiul și ce mai înseamnă loialitatea și demnitatea. Da, am avut norocul că m-am întâlnit, cred că le și atrage atunci când te gândești la ele cumva sau ceva din mine pune acolo ceea ce culeg eu de pe stradă. Și aici e o discuție foarte mare pentru că oamenii m-au acuzat foarte tare. Aici voiam să ajung, da. Pentru că sunt convinsă că sunt mai multe tabere și nu știu ce emoții te-au încercat în momentul în care oamenii nu erau de acord cu tine, cu părerea ta, cu ceea ce făceai. E foarte complicat pentru că devii foarte frustrat crezând că tu deții adevărul. Poate că adevărul nu era la mine, într-adevăr. Poate că era la mijloc, poate că... Dar... avem, noi avem chestia asta, domnule, să se rezolve lucrurile. De ce nu se rezolvă? De ce nu se face? Dar nu ne implicăm, pentru că să pui mâna să te implice mai greu. Eu oricum m-am implicat în politică, era să zic, m-am implicat în politică. Când am început să devin activ civic, ca să mă exprim așa, mi-au sărit, a sărit breasla și a zis, dar nu, tu n-ai voie să faci, dar tu ești actor. Tu îți împarți publicul dacă ții cu unii sau cu alții. Și atunci, cred că țin cu adevărul. În cazul OUG13 era de un partid? Nu, era de adevăr. Nu, că nu trebuia să se întâmple lucrul ăla. Și în multe, după colectiv, vi se pare că era vorba de un partid? Nu, era de adevăr. A, că același partid a generat toate nenorocirile astea? Nu e treaba mea. Așa s-a întâmplat. Asta era... Și m-au acuzat că fac asta și că împar publicul. Dar nu toți, pentru că am văzut și alți actori care au ieșit. Foarte puțin. Îi numărăm pe degete. Pentru că în breasla noastră, de fapt, e o foarte mare frică. Actorii sunt oameni extrem de fricoși. Și nu degeaba sunt... nu se spune despre noi că nu avem coloană vertebrală. Că nu avem. Tot din acea dorință de a satisface publicul și de a nu-l întoarce împotriva ta? Nu, acolo e frica.
Frica de a nu mai avea succes, frica de a nu spune lumea că să nu mai vină la teatru să te vadă că tu ești cu nu știu ce partid, frica că îți pierzi postul, frica că te dă afară, frica că doamna primar o să zică, dar ăla ce face la teatru, de ce mai e acolo sau nu știu ce. Pentru că noi suntem un popor guvernat de frică. Era doar frica și atunci ca să-și acopere frica asta, era această replică, noi actorii nu avem voie. Bun, și atunci cine are voie? Medicii au voie? Profesorii au voie? Jurnaliștii au voie? Cine are voie? Atunci niciunul nu avem. Că și așa, ca jurnalist, n-ai dreptul, nu? Ești imparțial. S-ar presupune că n-ai de ce să fii în Piața Victoriei. Bașca că ai semnat un contract cu o televiziune sau și că acolo sunt niște clauze. Deci n-ai voie. Păi atunci cine să stea? Cine să lupte? Păi nu e treaba noastră. Dar cui e treaba? Că e țara noastră. Noi trăim în țara asta. Noi plătim taxe pentru țara asta. Noi trebuie să apărăm statul de drept în țara asta. Cum? Adică n-am voie. Trăiesc într-o insulă, undeva, într-un paradis fiscal în care eu nu am treabă cu... Nu. Mă duc la piață, la Piața Norilor și cumpăr de acolo și mă interesează dacă țăranii aia sunt cum sunt vai de capul lor și așa mai departe, nu? Deci nu. Deci da, am ales să mă implic. Da. Și nu mi-e rușine și nu-mi pare rău deloc. E obositor, e ceva foarte obositor, ceva care îți fură foarte multă energie. Într-adevăr, îți apare și ție gândul, domnule, oare nu mai bine mi-aș consuma toată energia asta pentru teatru și aș lăsa lupta asta în mâna al cuiva? Dar la ce ar mai folosește teatru într-o lume strâmbă? Cui ar mai folosi teatru dacă eu nu mai am cui să mă adresez cu teatru? Trebuie să facem spectacole din ce în ce mai simple, că nivelul e foarte scăzut. Nu mai poți să mergi cu... Păi eu am profesori cărora le spun, veniți la Pădurea Spânzuraților sau așa. Da, dacă În durează. primul rând că, da, exact asta voiam să zic, că durează mai mult de 3 ore. Trei Și ore. atunci, da. Aoleu, nu mai chema la asta, măi, că nu mai... Ești profesor! Ești profesor, se presupune că ai răbdare, că te pasionează orice e despre... Nu, mă, mai... Și chiar nu știu la comedii, că eu m-am plictisit. Cam pe acolo suntem. Apropo de nevoia aceasta de Încă a... vreau să spun atât. Da. Teatrul nu există de unul singur. Teatrul funcționează ca oglinda societății. Ca oglinda cetății. Teatrul e de folos și trebuie să fie de folos cetății. Trebuie să arate ce nu funcționează. Teatrul nu e numai Chekhov și Shakespeare și... Nu, teatrul poate să fie și social. Teatrul poate să ajute comunitatea să meargă într-o direcție bună. Să critique, să judece, să tragă un semnal de alarmă. Nu, să judece, nu. Am greșit. Să critique, să tragă un semnal de alarmă, să arate unde sunt problemele, să dea rezolvări, poate. Dar la aceste piese, la care ați avut și mesaje politice, mesaje pentru societate, ai văzut să fie oameni în public care s-au ridicat să plece Da, din sală? da. Mai ales la Pădurea Da, la Pădurea Spânzuraților, de Spânzuraților am exemplu, există avut... acele imagini de la, din august, Da. din Piața Care erau Victoriei. perfect justificate. Erau perfect justificate de către regizorul Radu Afrim, care a făcut spectacolul. Era o replică, erau două replici în care Apostol Bologa spunea nu se poate ca fratele Frați. meu să lupte împotriva mea. Să lupte împotriva fratelui meu. Și acolo era o replică pe care o spune Repreanu. Ba da, uneori se poate ca fratele să lupte împotriva fratelui său. Și erau imagini în care ai noștri ne băteau pe noi. Degeaba, la ordinul cuiva. Deci se poate. Și era perfect justificat în contextul ăla, că despre asta vorbeam în spectacol. Despre demnitate, despre loialitate, despre patriotism. Sigur, noțiuni pe care un tânăr de 14 ani nu le mai înțelege. Dar nu le înțelege real. Eu am copiii prietenilor mei, ei n-au înțeles Pădurea Spânzuraților, romanul. Nu l-au înțeles, n-au înțeles pe ce e vorba. Păi cum să ajungi în felul ăsta? Păi unde merg mai departe? Adică unde? Cum o să fie lumea mai departe? Și cred că în această perioadă în care suntem înconjurați de toate aceste informații legate de pandemie și vedem și lucruri legate de economie și toate problemele care ne înconjoară, cred că oamenii cu atât mai mult vor acum lucruri și mai simple și mai vesele care să nu-i facă să... Dar eu sunt de acord și cu asta. Eu nu zic că umorul nu trebuie să existe. Nu se poate trăi fără umor. Dar există umor de bună calitate. Există umor rafinat. Există umor care englezesc, bun. Nu există numai birja și hăhăiala de la colțul străzii și la mânca sămânță. Tu ai fost totuși destul de activ în această perioadă, chiar și când ne aflam în starea de urgență. Și apropo de umor de bună calitate, te-am văzut cu Ilona.
Ați fost foarte simpatici și ați făcut foarte multe live-uri. Cred că ați reușit să aduceți niște zâmbete în acea perioadă. Da, am reușit și am strâns o comunitate de 1000 și ceva de oameni, 1000, 2000 chiar, care ne urmăreau seară de seară live și a fost o petrecere a pandemiei foarte plăcute. Cum reușeai să te abții, să nu râzi când o vedeai pe Ilona? Dar râdeam tot timpul. Te-am văzut și când încercai să stai serios. Nu, era un rol jucat. Că dacă râdeam și eu, atunci nu se mai potența. Ea trebuia să fie potențată de cineva care are un umor fantastic. Am văzut. Și atunci o potențam. Nu, am cunoscut oameni foarte interesanți. Ne-am împrietenit cu oameni din străinătate, din România și am culminat cu spectacolul pe care l-am făcut dintr-o nebunie. Am zis, cum ar fi să facem Welcome Us in Our Home pe o scenă în aer liber cu 500 de oameni? Ei, dar nu o să vină nimeni. Bă, hai să încercăm. Și am încercat și au venit 500 de oameni din toate colțurile țării. Deci veneam mașini de Prahova, de Suceava, de Iași, de Piatra Neamț. Nu ne venea să credem. A fost incredibil. A fost atât de frumos. Da, uite, să nasc în pandemie, să nasc și se întâmplă și minuni. Vezi, pentru că asta... ai renunțat la anumite prietenii și ți-ai făcut altele. Da. Acum, nu știu, eu nu mi-acuz prietenii sau foștii prieteni, pentru că eu nu sunt un om care să... nu sunt un om comod și nu sunt un prieten bun. Nu sunt. Adică la mine prietenia pur și simplu e un concept... La mine prieten înseamnă așa, nu trebuie să vorbesc în fiecare zi, în primul rând. Pe mine asta mă plictisește îngrozitor și mă obosește îngrozitor. Dacă mă sună în fiecare zi, mă întreb ce fac, ce să fac de ieri până azi, ce crezi că am făcut? Nu fac nimic, lasă-mă în pace. Pentru mine prietenia înseamnă atunci să ajuți omul sau să stai lângă om atunci când are nevoie sau când vrea să împărtășească realmente ceva, adică are o bucurie sau îi se întâmplă ceva sau, mă rog, să sari în, așa să vorbim în fiecare zi doar de dragul de a vorbi, eu nu înțeleg așa prietenia. Dar poate că, na, și am probleme din cauza asta, adică oamenii mi-atrag atenția, chiar și prietenii care au rămas îmi spun, n-ai răspuns ieri la telefon? Păi nu, pentru că ți-am răspuns alaltă ieri, de câte ori să-ți răspund la telefon. Lasă un mesaj și văd eu dacă... Exact, da, nu fac asta și nu, mie nu-mi place să deranjez oamenii, chiar și pe prieteni, nu pot să-i sun oricând să-i întreb ce mai faci? Bine, e frumos să-ți mai faci, dar o dată la 3 zile, nu în fiecare zi, se poate să greșesc. Asta simți în acest moment, deci asta este în regulă în să moment, spui da. Ce simți în acest moment în care ești în invitat aici. Asta simt. Da. Tot legat de emoții, dacă ar fi să ne descrii legătura dintre tine și emoții în trecut și în prezent, ce scoate în evidență, cum a evoluat în timp în această relație? Deja ne-ai dat câteva... Am început să controlez un pic mai bine emoțiile, am început să-mi dau seama că emoția uneori vine din frică, de cele mai multe ori vine din frică și atunci această frică e doar în capul meu și frica aia poate fi dezamorsată foarte ușor, dacă o iei logic, dacă te gândești logic, dacă încep să... Am găsit tot felul de căi, știi, de a combate fricile astea, adică să mă pregătesc un pic mai bine de lucrurile pe care le-am de făcut, să nu mai las la voia întâmplării, să vă spun un tip de emoție prostesc pe care l-am eu. Da? Eu stau acasă și aștept un curier. Și eu știu că trebuie să plătesc, că e cu ramburs. Da? Și eu știu că n-am bani în casă. Da? Și stau. Și zic, aoleu, n-am bani. O să vină curierul. Da. Și mai stau și mai iau. Și sună curierul. Și intru într-o panică. Nebună. Și zic, aoleu, n-am bani. Iertați-mă, n-am bani. Păi și la zice, ce să facem? Nu știu. Mă duc până la bancomat, alerg să scop bani. Da, mergeți, vă aștept. Și alerg ca disperatul la bancomat, vin transpirat de la bancomat, plătesc cu sufletul la gură, iau coletul. Zic, ce mă costa? Când mi-am dat seama că nu am bani, să mă duc liniștit într-o plimbare până la bani. Dar eu multe lucruri le-am făcut așa și le mai fac încă. Știi, nu, pur și simplu, nu știu de ce. Așa... Lași anumite lucruri pe ultima sută de ani. Da, amân foarte multe lucruri. Acum iarăși mă chinui, asta iarăși lucrez la asta, să nu mai amân. Adică secunda în care mi-apare problema, să zic, o rezolv. Așa poți, tai lumina, tai curentul, măsură de la bancă, deci tot timpul. Dar eu știu că am de făcut lucrurile astea. Adică mă uit la mesaj, deci aveți de achitat 25 de lei pentru... Aha, ok. Și dau, scroll, și am uitat. Și după aia zice, da, trebuie să achitat. Ah, da, acum, da. Nu, am început să controlez mai bine emoțiile și, mă rog, acum de când am mai îmbătrânit sau m-am maturizat, ca să nu zic îmbătrânit, am ajuns și la asta. Dom'le, n-are ce să se întâmple. Hai să o luăm ușor. O luăm cătinel. Hai să vedem. Așa, n-am găsit loc de parcare aici. Mergem altă dată. Mă stresam, juram, făceam,
numai eu, am ghinion tot timpul, cum se poate? Tot universul conspiră da, împotriva mea. Da, boule, mă făceam pe mine, mă jur, boule, nu ești în stare. Acum mă duc până la dreapta. N-am, e, nici la dreapta nu e. E, merge mai în față. A, nici aici nu e. E, uite acolo, am cu plată. Da, da, trebuie să plătești. E, asta e. Plătești, te duci frumos, am parcat liniștit. Mai și gata, asta e, na. Le iau mai ușor. În ceea ce privește relația cu familia, cum ai crescut? Ce ai învățat tu despre emoție? Mă gândesc că nu te-a luat nimeni deoparte să zică, uite, aceasta este o emoție. Nu, n-am învățat nimic. Din păcate, am trăit într-o familie foarte ignorantă în ceea ce privește partea asta sufletească. La noi în casă nu se vorbea nimic despre ce emoție. Nu, la noi nu se comunica practic deloc nimic. Adică noi zilele noastre se numărau, se consumau între ce mâncăm dimineața, la prânz și seara. Și cam asta era, adică de la școală mănâncă, făstești, nu am avut nici o discuție vreodată legată de vreun subiect anume, de nimic, 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 nici ce înseamnă să te maturizezi, nici ce înseamnă emoțiile, nici ce înseamnă educația, nici ce înseamnă, nimic, 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 nimic. Nu ne spuneam te iubesc, nu ne spuneam mi-e dor, nu ne spuneam, nu ne țineam de mână, nu ne pupam, nu ne alintam, nu ne, nimic, 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 nimic. Dar acum? Și acum la fel, nu chiar, mai un pic mai puțin, dar pentru că am mai discutat între timp așa, că s-au mai citit niște interviuri de ale mele date apropo de asta și ai mei au remarcat chestia asta, dar ei nu au fost educați în sensul ăsta, adică pentru ei asta nu există. Au trăit niște vremuri în care... Da, da, pur și simplu, adică nu, e pierdere de timp sau nici nu cred că e necesar sau nici nu știu cum s-au îndrăgostit, când s-au îndrăgostit oare ce și-au spus, adică hai acasă sau te iau sau, adică cum a fi, adică sunt curios dacă ai mei și-au spus vreodată te iubesc, lor măcar, când s-au căsătorit. Adică eu nu văd imaginea asta. Nu am. Cum te-a afectat asta pe tine? Foarte rău, pentru că am fost foarte mult timp și încă sunt handicapat emoțional. Adică și eu am problema asta că nu pot să exteriorizez și că nu știu să am relații corecte și deschise și să vorbesc despre lucrurile care mă dor. Eu acum târziu am învățat de vreo câțiva ani, dar mă rog și încă n-am învățat în ceea ce privește viața mea particulară, privată, e praf și pulbere, că tot nu știu să fac nimic. Adică nu, n-am curaj să spun te iubesc, n-am curaj să iau pe cineva de mână, n-am curaj, nici în intimitate n-am curaj, dar îmi pe stradă sau pe undeva. Mi se pare atât de rușinos. Deci toate lucrurile astea care sunt atât de firești, mi se par tabu, adică nici nu vreau să le aud. Dar la nivel rațional, tu știi că sunt lucruri normale rațional, și firești? La nivel rațional eu știu, doar că trebuie să treci niște blocaje pe care le ai. Adică eu când mă uit la un film să sărută doi, mie mi se face rușine. Cum e asta? Adică îmi vine schimb canalul. Pentru că schimbau canalul părinții atunci când erați mici și vă uitați împreună? Sau o puneai mâna la ochi? Nu puneam, îl schimbau canalul, pur și simplu. Da, o generație foarte, ce să zic, nu prea, nu, na, așa a fost să fie. Ai mers la terapie? Am mers la terapie, merg la terapie, niciodată nu știu ce caut la terapie, nu înțeleg, mă duc, dar nu înțeleg de ce mă duc. Mai toți psihologii mei râd, că li se pare că... Ai mai mulți sau i-ai schimbat? Am tot schimbat, dar nu că nu erau buni sau... Pur și simplu... E o chestiune de chimie, nu, cred. Exact, ca orice om, mă duc la psiholog și vreau să-mi rezolve acum. Mm-hmm. Adică, păi și eu cu ce plec, stai... Ce n-ai rezolvat în 40 de ani, da, trei așa, nu, și după ce plec, zic și... Acum, ce, adică, păi tot altfel plec. Păi nu pleci chiar la fel, mai gândesc. Mă rog, e complicată relația mea cu... și nici nu iau eu foarte în serios, trebuie să recunosc că e o joacă așa, un fel de joacă, de așa alții psihica și oricum mă amuză foarte tare și mi se pare oricum că sunt mai deștept ca psihologul tot timpul și din cauza asta n-ai ce să rezolvi dacă eu... Știi, da, mă rog, cred că există un timp pentru toate. Da, simți că ai mai rezolvat anumite lucruri sau, nu știu, ți s-a mai deschis mintea, ai mai, nu știu, s-a mai făcut lumină în anumite zone? Da. Da, în ceea ce privește asumarea, am mai înaintat, în ceea ce privește curajul de a înfrunta problemele, am înaintat, în ceea ce privește faptul că nu mai vreau să mă iubească toată lumea, am înaintat, nu mă mai simt vinovat tot timpul și pentru că respir mă simțeam vinovat. Astea mi se par niște realizări foarte importante, da, pentru adică că te consumă foarte mult enorm, în viața de zi enorm, cu zi. Enorm. Eu unde intram cu capul plecat, așa mi se părea că... Sunt vinovat că mă duc și undeva, la televiziune, la orice, mi se părea că trebuie să fiu
că n-am dreptul să fiu acolo. Zici că, că e cineva care a fost plătit, m-a plătit, e plătit cineva ca să mă cheme acolo, știi? Nu știu. Așa era. Uite, spuneai despre familia ta că acolo nu ați vorbit despre iubire, despre teamă, despre sentimentele pe care le-ați trăit. Și totuși ai ajuns în această zonă. A fost oarecum teatrul și actoria un sigur refugiu da. În care ai reușit să nu. Și să scoți din tine, să urli, ca și teatru, cum ai urla eu de de-aia pe am ales stâncă. teatru. Eu de-aia am ales teatru, pentru că simțeam că undeva e o mare lipsă de iubire și pentru că în teatru există foarte multă iubire, doar că e falsă. Dar e un substitut foarte bun. A fost pentru mine un substitut bun, știi? E placebo, știi? A funcționat. Și într-adevăr, dar teatru m-a ajutat să mă descoper. Teatru m-a ajutat să învăț lucrurile de care vă povesteam cumva. Adică toată povestea asta m-a dus mai departe cu teatru. Și cred că eu mi-am salvat viața cu teatru. Adică dacă eu nu găseam calea asta, probabil că aș fi fost foarte rău. Foarte rău. De asta ești un actor atât de bun? Și conceptul ăsta de actor foarte bun e cu dus și întors, că e o meserie subiectivă și nu poți să spui decât dacă ție ți se pare așa, pentru din că... Din moment ce te aleg și regizorii, mă gândesc că... Da, regizorii te mai alegi după nume, ca să le umpli sala, stai că și acolo e win-win, stai liniștită că nu-s chiar așa. Dar, mă rog, cred că m-a ajutat foarte tare, cumva, nevoia asta a mea de a scoate la iveală părțile sensibile, pentru că actorii, nu sunt mulți actori care au calitatea asta de a se dezgoli și de a deveni vulnerabili în fața publicului. Știi, la mine fiind tot timpul într-un dezechilibru, eu sunt într-un dezechilibru, nu sunt un om echilibrat, ci sunt, de fapt, în dezechilibru să nasc cele mai frumoase idei, atunci când nu ești sigur. Nu atunci când ești sigur, știi? În vulnerabilitate, de acolo să nasc emoțiile cele mai puternice. Și cred că asta, de fapt, a fost marele meu atu, plus puterea mea de muncă, că dacă eu tot fugeam de mine, unde să fug? La teatru. Și am fugit vreo 30 de ani la teatru și foarte bine am făcut. Probabil că, na, asta e, așa a fost să fie la mine. În ceea ce privește inteligența emoțională, cum crezi că stăm noi românii la acest capitol? Nu-mi dau seama, dar pot să spun, cred, sper să nu se supere pe mine profesioniștii, dar eu cred că inteligența emoțională e mai importantă decât inteligența aia de care toți facem caz aia cu IQ. Pe bune, cred că inteligența emoțională te salvează din foarte multe lucruri și chiar dacă nu știi, știi. Nu știu cum să zic. Cum stăm noi românii? Nu mai știu cum stăm noi românii. Nu mai știu cum stăm noi românii, nu mai știu. Suntem așa de dezorganizați și de... Nu știu, nu simt nici cum în perioada asta. Simți că ai inteligența emoțională dezvoltată? Percep lucrurile din jurul tău, înțelegi oamenii din jurul tău? E un popor intuitiv. Adică e un popor care funcționează după, cum se cheamă asta, instinct. Dar nu știu dacă asta e inteligența emoțională, neapărat instinctul. Trebuie să ne spună cineva. Intrăm pe pagina de psihologie și citim niște articole acolo. Da? Există? Despre asta. Există. Da. Uite, chiar o să intru. Pagina de psihologie. Bun. Da, o să intru. Nu știu să-ți spun despre români dacă sunt un popor cu inteligență emoțională. Aș spune că da, nu știu de ce. Aș spune că da, că suntem noi cum suntem, da, suntem și sensibili, suntem și empatici, suntem și... Bine, probabil că ne-au rămas multe sechele și din perioada comunismului, exact ce spuneai tu, când nu se exprimau foarte multe sentimente. Nimic. Doamne, mi-aduc aminte de niște vecini, incredibil. Am mers cu un prieten să cumpărăm niște banane, că apăruseră bananele și ne-am luat bani din casă fiecare de la noi, fără să întrebăm părinții. Dar ai mei știau că iau bani de acolo, lui nu. E, și când am cumpărat banane, eu le-am pus sus să coacă că erau verzi, el le-a mâncat așa că nu știa ce sunt bananele. Și când am coborât la ora 4 pe scări, el era gol în fața ușii cu mâinile sus, pe casa scării. L-a pus taică-su acolo ca să-l vadă lumea, să-l facă de rușine. Vă dați seama cum e omul ăla? Ăla e un om întreg, vreodată? Cum să faci așa ceva ca părinte? Cum? Adică câtă lipsă de educație și de tot ce... Și te întreb, avem noi români inteligență emoțională? Din păcate am văzut recent un astfel de caz cu un primar care a făcut asta. A, nu știu. Și a postat online imagini cu fica lui, nu pe care a pedepsit-o în felul acesta. Doamne, recent s-a întâmplat. Doamne. Primar care a fost reales în funcție, dacă nu mă înșel. Da, din păcate încă ați se ascultat? Întâmplă astfel de lucruri. O Românie ciudată.
Da, din păcate se mai întâmplă astfel de lucruri. Deci așa am fost crescut. Vă dați seama la ce nivel era? Adică tata te bătea în fața copiilor ca să vadă cum ești pe de să te facă de rușine. Pentru cine? Pentru ce? Păi asta cum să scap eu de ea? De umilința aia? Cum? Care s-a dus până în stratul al 8-lea, al 9-lea, al naiba știe, până în străfundul sufletului. Cum să scot eu de acolo rușinea aia că tata mă bătea cu cureaua în fața copiilor? Putea să mă bată acasă dacă tot voia să mă bată, să zic. Dar de ce în fața copiilor? Ca să-și demonstreze el că-i cap de familie și dita mai bărbatul. Și că tu alte... să simți rușine. Și eu să simt rușine și el să demonstreze că e cap de familie, că în alte condiții nu se putea. Dacă ar fi să ne spui care este cea mai importantă lecție dobândită prin prisma relației tale cu emoțiile. Ai tot vorbit, ne-ai zis astăzi despre faptul că ai avut niște revelații în această perioadă, că ai început să-ți accepți emoțiile și să spui nu, să simți că poți să fii vulnerabil. Și ce am învățat apropo de emoții, am învățat că e mai important și cumva știam, dar nu accesam zona asta, că e foarte important să faci bine și că îți folosește când faci bine, mai mult dacă ți-ai face ție bine, nu știu cum. Adică chiar lucrul ăsta cu voluntariatul, cu să ajuți pur și simplu niște oameni, niște animale, ce vrei tu, îți face foarte bine, nu știu cum Dumnezeu. Parcă, spun o prostie acum, un soi de împărtășani, așa, știi, te cureți puțin de... Mă rog, cred că e și o chestie de, nu de orgoliu, cum se cheamă, de... Să mai scapi tu de ale tale, să te simți în păcatul cu tine că ai făcut un bine și că toate mizerile pe care le faci în rest nu mai contează. Dar e bine să faci bine. Și am vorbit că... și cu Melania Medeleanu despre acest subiect și despre a face bine. Ea are această platformă Zi de Bine. Știu. Și spune într-adevăr că e o satisfacție foarte mare. Păi cred că facem bine celor din jur pentru noi. Exact. Adică eu fac pentru mine bine. Nu știu de ce. Mi-aduce energie bună, îmi dă un vibe bun, mă face să cred că sunt un om bun, ceea ce e important, mă face să cred că sunt util. Oamenii au nevoie să fie utili și să fie de folos. Cred că avem, sau eu am nevoie să fiu util, să fiu de folos, să folosesc. Da. În ce zonă îți place să te implici? Pe cine îți place să ajuți? Îmi place să ajut bătrânii și câinii pentru că cred că lor le e cel mai greu. Pentru că bătrânii nu mai au cum să se ajute singuri, iar câinii nu pot vorbi. Animalele, în general, câinii. Nu pot cere ajutorul, chiar dacă îi doare, chiar dacă le foame, chiar dacă sunt... N-au cum să zică. Și la fel și bătrânii. Și tot timpul mă gândesc la bunica mea sau la bunicul meu sau așa. Și atunci am o zonă de empatie mai mare. Sigur că pot să ajut și copiii, dar nu trebuie să ajutăm toți pe toată lumea. Hai să ne alegem fiecare câte ceva la care ne... Cred că dacă am fi face fiecare câte puțin, ar fi o lume mai bună. Exact. Dar recunosc că, de exemplu, dacă aș avea putere și nervi și timp, aș face ceva pentru educația în sate. Adică mi se pare extrem de important asta. Să merg și să le vorbesc cu oamenii, să le citesc copiilor, tinerilor, copiilor, să le spun poezii, să vadă că există o altă lume. Să li se deschidă orizontul, să înțeleagă că pot evolua, că nu trebuie să rămână acolo sau pot rămâne acolo, dar acolo pot rămâne și muncind, și visând, și făcând lucruri, și citind, și adică... Ce reacții sunt în momentul în care vezi că oarecum le deschizi o altă lume acestor copii? Când le citești, când le reciți o poezie sau un text dintr-o piesă de teatru? Cel mai mare exemplu al meu este un băiat, un actor care se cheamă Nuț Oprea și care lucrează în Ferentari cu niște copii, îmi scap acum trupa de teatru, dar la care am văzut real saltul și evoluția acelor copii, niște copii dintre niște familii. Foarte grav afectate de sărăcie și de lipsă de educație, i-a dus până într-acolo de copii ăștia dau la teatru. Dau la teatru, vorbesc cu o limbă română impecabilă, sunt extrem de volubili, extrem de deștepți, sunt comunicativi și sunt fericiți. Și sunt fericiți și cel mai tare a fost când una din fete, un prieten pe Facebook scrisese un mesaj la o postare de-a ei și el l-a corectat. La limba română a zis, pune cratima acolo, că nu e sar, nu să scrie așa. Vezi că e, și i-a dat explicația și așa, adică mi s-a părut incredibil. Adică, și cred că așa trebuie rezolvat, adică așa trebuie făcut lucrurile. Trebuie mers acolo între ei și dat timp și atenție și căldură și înțelegere. E foarte greu. Să știi că nu toată lumea poate să facă asta. Eu n-aș putea.
Eu de asta îl apreciez pe Ionuț. Eu n-aș putea, adică nu am puterea asta. Și nu toți o avem. Dar ăia care o au ar trebui să fie încurajați să meargă acolo. Cu siguranță e nevoie de multă răbdare, implicare. Cred că există o zonă cu care empatizezi, există o zonă cu care vibrezi. Adică băiatul ăsta Ionuț, te uiți la el și e unul dintre ei în momentul ăsta. Adică a luat de la ei și ei au luat de la el și au devenit, adică ceva așa, avea în el. Dar cred că oamenii ca Ionuț, de exemplu, trebuie ajutați. El acum face niște strângeri de fonduri ca să poată să reziste cu copiii ăștia, că nu le dă nimeni nimic, dar ei trebuie ajutați ca să facă asta. Știi? Sunt multe de spus, din păcate am ajuns la final, dar te mai așteptăm. Avem și un cadou din partea editurii Pagina de Psihologie, că vorbeam de frică, se numește Dansul Fricii. Sper să-ți așa placă această carte. Sunt la momentul în care acum sunt. Rușinea de a fi bătrân. Da, exact. Am și problema asta cu... Și tot zic că nu o am, dar eu cred că o am. Că îmbătrânesc. Ți-e teamă? Da, dar știi de ce mi-e teamă? Nu că îmbătrânesc și că o să arăt rău sau că îmbătrânesc și... În primul rând îmi pare rău că mor. Că mie lumea mi se pare un lucru, adică viața mi se pare foarte frumos, adică mi se pare frumos de trăit, mi se pare foarte interesant și o să-mi pare rău când o să mor. Dar nu, mi-e frică de corp, mi-e frică de faptul că o să fiu, că nu o să fiu, să nu mai pot să mergi. Singurătatea. Sau să nu depinzi de cineva. Să nu depinzi, să nu mai poți să te ridici din pat, să-ți iei o cană cu apă, să te doară toate oasele când urci o treaptă, să știi. Bine, pentru asta aș putea să face demersul de pe acum să trăiesc sănătos. Ei, nu fac. Păi uite, încep. Păi uite, încep, da. De acum. Mulțumesc tare mult care ați fost invitații noastre. Cu drag. Vă salut cu mare drag. Numele meu este Gașpar. Despre emoții se spun foarte multe lucruri. Adevărul este că până și în psihologie, acestea și-au câștigat locul bine meritat abia în ultimele două decenii. Foarte multă vreme, oamenii au considerat că emoțiile sunt lipsite de sens și de importanță. Drept urmare, s-a dezvoltat o cultură a negării, evitării și minimalizării, mai ales în ceea ce privește emoțiile negative. Chiar și în prezent putem auzi părinți, parteneri, profesori, până și psihologi, care spun că emoțiile sunt iraționale și că nu e cazul să ne preocupăm de acestea. Însă studiile științifice ne arată că emoțiile sunt mult mai semnificative și relevante decât am crede, că acestea reprezintă surse reale de informații și că cel mai benefic lucru pe care îl putem face pentru sănătatea noastră este să ne asigurăm o minimă alfabetizare emoțională și să investim constant în cultivarea inteligenței emoționale. Abilitățile de bază ale inteligenței emoționale sunt recunoașterea emoțiilor, înțelegerea emoțiilor, etichetarea corectă a emoțiilor, exprimarea și reglarea emoțiilor. Reglarea se referă la modul în care ne influențăm emoțiile atunci când acestea apar și la felul în care trăim și exprimăm aceste emoții. Cu alte cuvinte, avem nevoie să învățăm să relaționăm și să trăim cu emoțiile noastre și ale celor din jur, exact așa cum am învățat să ne folosim mâinile și picioarele. Asta pentru că sănătatea emoțională reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte ale vieții. Pe curând! Vă mulțumim că ne-ați ascultat până la final. Episoadele podcastului Epic Talk le găsiți pe pagina de psihologie.ro. Tot acolo găsiți și numeroase articole din sfera psihologiei de cuplu, de familie, parenting, dar și alte subiecte interesante, plus o impresionantă colecție de cărți de dezvoltare personală. Pe curând!